Că dacă eu vreau să mă duc, să-mi duc copilul la laser, da, pe care l-am și făcut cu mândrie, recunosc, iau un profesor de la laser să mă mediteze, de exemplu. Da, da, profesor. Adică așa se practică, asta e practica acum? Așa se practică și se dorește, cel puțin în primele declarații ale domnului ministru, chiar dacă nu este foarte clar, ca aceste subiecte să fie făcute la nivelul colegilor sau la nivelul unui grup de colegi. Asta ceea ce ar fi nu o problemă, trec. Practic, pe care o semnalizați, da, dumneavoastră și nu numai dumneavoastră, nu numai asociația dumneavoastră. Adică spuneți, da, că trebuie subiectul să fie unul făcut de o entitate, da, specială, Ministerul, cum era făcut pe vremuri, și să fie, da, universal pentru toată țara, bineînțeles, pentru categoria de liceu respectivă. Că... Corect, și mai e o altă problemă, stimabile. Îi tai posibilitatea copilului să opteze pentru mai multe colegii de top, pentru că în momentul când ai examen doar la colegiul respectiv, respectivul elev nu are voie să concureze decât pe acea formațiune de studiu în acel colegiu. Una este ca la evaluarea națională să poți să optezi la top 20 colegii și să ai o medie mare, de exemplu, de 9,50 și să nu intri la Sava sau la Lazăr, să intri la un următor colegiu bun. Așa. Când aici, dacă nu vei reuși să iei, să zicem, 9, 9,50, 9,60, că se vor da subiecte cu certitudine de un nivel de dificultate mult mai mare, nu se vor mai lua note așa mari, nu mai ai șanse să candidezi decât pentru 10% din locurile rămase. Da, sau 15%. Dar mai e o problemă. Pe de altă parte, această problemă a examenului, da, 90% locuri scoase la examen, ar rezolva problema celor care, de exemplu, vin cu medii mari, poate nu sunt atât de bine pregătiți ca ceilalți și, uite, au o șansă în plus să ajungă la licee de top, dacă își doresc acest lucru. Totuși, nu se rezolvă această problemă? Teoretic, da, practic nu. Gândiți-vă ce presiuni vor fi pe aceste familii. Gândiți-vă ce presiuni. Acum, dacă în momentul ăsta... Presiune... Da, da. Orice, pe orice familie e presiune în prag de examen. Domnule Cristian. Eu mă refer la copil, că noi trebuie să punem în centrul atenției copilul și nu în special părinții, da? Chiar dacă vorbim de familie. Interesul copilului, da. Gândiți-vă că posibilitatea lui de a concura, să bifeze la București, că acolo este bătălia mare, să fim serioși, despre asta este vorba, despre acele colegii top 15-20 în București. Dacă la aceste colegii, în momentul când ai evaluarea națională, poți să optezi în ordine în primele 20, să te asiguri, ești un elev foarte bun și intri, acum nu mai candidezi decât pe 26 de locuri, ceea ce se îngustează foarte mult banda. Am de înțeles. Deci o lege care este până pe 25 dezbate Republică. Eu sper să avem ocazia după aceea să vedem ce se schimbă și dacă se schimbă în bine. Mulțumesc.